de gripă continuă să facă ravagii, alți patru oameni au fost uciși de boală, astfel că bilanțul victimelor a ajuns la 44, iar peste 6.000 de români s-au îmbolnăvit în ultima săptămână, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății. Este vorba despre patru femei din București, Iași și Neamț, cu vârste cuprinse între 41 și 79 de ani. Trei dintre ele aveau și alte probleme de sănătate și niciuna nu fusese vaccinată. La începutul acestei săptămâni s-au înregistrat alte patru decese din cauza epidemiei în Prahova, Alba, Iași, Bistrița, Năsăud. Printre cele patru decese se numără și o femeie din Prahova care era vaccinată antigripal. De altfel, o altă femeie din Alba, în vârstă de 81 de ani, a murit tot din cauza gripei. Totodată, aceasta era nevaccinată antigripal și avea și alte probleme medicale. O altă femeie din Iași a murit luni la 67 de ani. Era nevaccinată și suferea și de alte probleme de sănătate. În Bistrița Năsăud, un bărbat în vârstă de 62 de ani a pierit afectat fiind de gripă. De altfel, avea condiții medicale preexistente și confirmat cu virus gripal tip A. În ultima săptămână, 6601 români au fost diagnosticați cu gripă, de patru ori mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut. Din 3 februarie, în România s-a înregistrat o răspândire explozivă a cazurilor de gripă sezonieră, totuși, decesele sunt mult mai puține decât iarna trecută. Ministerul Sănătății a anunțat că a fost demarată achiziția pentru noi doze de vaccin împotriva gripei sezoniere, în contextul în care cele 1,6 milioane de doze comandate pentru acest sezon au fost distribuite medicilor în totalitate pentru imunizarea populației, noile vaccinuri urmând să fie disponibile în 2-3 săptămâni. Pot fi vaccinate persoane cu vârsta peste 65 de ani, bolnavi cronici, copiii și bătrânii instituționalizați, personalul medical și gravidele. Este închetă la Constant.